Avem două variante de traseu. Care e mai scurtă? Dar nu, fiecare duce într-un loc diferit. Deci, încolo, coada lacului, o urcare destul mai mare, adică mai mult urcăm și trebuie să coborâm pe vale, între pietre, dar că nu-i vale, e râu așa micuț, numai că pietre. Sau, urcăm pe aici pe dealul ăsta și mergem încolo spre Roșia. Care traseu vrei tu? Ori coada lacului, ori Roșia. Care mai e? Amândouă. Îs la fel. Nu știu, bă, nu știu unde să mă duc. Deci habar n-am. Hai mereu spre coada lacului. Sau nu știu, mă, că nu știu pe unde să coborâm la Drăgan. Că dacă vreau și să pescuiesc la Păstrăv. Cum? Nu știu, bă. Dă-i încolo. Dă-i încolo. Nu știu, bă, nu știu unde să mă duc. Parcă n-aș vrea să mă duc spre coada lacului. Nu mai fost în ultimul timp de o grămadă de ori. Hai înapoi! Merem spre Roșia. Gata. Și atunci cu pescuitul la Păstrăv o las pe data viitoare. Nu cred că e bine. Cred că era mai bun drumul ăla din stânga. Apar n-am. Da, da, ăla-i. Dar merge pe aici. Cred că o să opresc un pic, să-i spun să își pună și el camera. Nu un pic foame, că n-am mâncat foarte mult azi dimineață. Să ne întreb dacă și-o pune. Nu-ți pui camera? Nu-ți pui camera? Bă, ce fain a fost vremea când am pornit. Am crezut că mor de cald acasă. Și am o... E udă. E udă. Da, nu știu. Păi mergem până unde... Nu mai vrem, păi ne întoarcem. Că nu e un traseu anume. Ce temerem. Până, nu știu, ne săturăm. Ținem drumul ăla până în vârf și tot înainte. După aia vedem noi. Ținem cumva stânga. Am mai fost de mult pe aici, prin zona asta, și ar fi o variantă să o iau spre Meziad. Acolo n-am mai fost niciodată, doar că nu stăm prea bine cu timpul. Destul de târziu și David la ora 5 sau 6 cel târziu trebuie să fie acasă. Și nu știu dacă o să ne permită timpul să mergem pe un traseu așa lung. Aici cred că urmează să trecem prin curtea unei case. Dacă mă aduc bine aminte. Opa! Astăzi am ieșit cu David, cu VRR-ul. Poate unii dintre voi îl știți de pe YouTube. Are și el canal, David Suciu. Data trecută când am fost eu pe aici, am mers pe acolo pe jos în continuare. Doar că văd că nu se mai poate și-o închis omul. Și să vedem dacă putem pe aici pe sus. Dacă nu, trebuie să căutăm o variantă nouă. Dar nu știu pe unde să mă duc. Să mă duc în sus, să mă duc pe aici. Nu știu pe unde să merem.
drumul e pe acolo pe jos. Ce zici? Noi trebuie să mergem așa în continuare. Hai să coborăm. Nu, no, deci fix la ei în grădină ajungem. Ajungem la ei în grădină. Hai să mergem. Sperăm că e bine. Una. Spre Roșia. Pe aici nu se poate. Aici împuzurați mai mult. Aveți sugeri, mă. Nu fumăm. Mă, ce ați voi pati? Și pe unde cobor? Pe tot de jos, da. Pe acolo era ceva drum, pe drumul ăla așa roată? Nu, mă, pe tot de jos, în iarbă direct? Nu, mă, ia drumul. Ia, da, da, da. Da, sănătate. Paci? Da. Să văd eu unde m-a picat mie bateria. Uite. Să pun și la încărcat, că poate o să mai am nevoie de încă una. Să văd numai dacă am pus cu mine bateria externă. Uite, o ai. Bă, nu știu ce să zic eu de drumul ăsta. El zicea de drum, dar păi... Asta nu pare a fi prea circulat. Numai că nici n-are cine să-l circule, a? La ce retras stau. Dă-i. Da, și eu. Eu mă gândesc că o să fie bine. Mai bine știe el ca noi. În ultima perioadă nu prea am mai avut timp să ies cu motorul și din cauza asta nici n-am mai avut ce să postez. Am avut doar clipul ăla cu Bogdi când am fost spre Sâna de Vale. Doar că din păcate am uitat să bag mufa de la microfon și am rămas fără audio. Și nu doar că nu mi se auzea vocea, nu se auzea nici motorul. Deci sunetul era zero. De nervi am șters tot. Cu toate că a fost o ieșire super faină și super spontană. Abia la ora 1, 1 și ceva, nu știu cât a fost, ne-am decis să mergem pe traseul ăla. Acum asta e. Învățătură de minte. La fiecare ieșire, verificate toate mufele. Păi da, faine. Acolo parcă am văzut o casă. Cred că e locuită, după cum se vede. Mă tot gândesc
cât au de mers săraci oameni până la cel mai apropiat magazin, pentru că distanța e foarte mare. Dacă ar fi să mă duc acum cu motorul până la magazin, cred că mi-ar lua 15 minute sau 20. Ne așteptăm și pe David. Până atunci bea un pic de apă. Mai mult pentru el am renunțat la traseul spre coada lacului, pentru că este o porțiune unde este noroi și el având cauciucuri touring, nu ar fi fost tocmai ok pentru el. Așa că mai bine că am venit pe aici. Plus că de la coada lacului mai era coborârea, care și aia e destul de abruptă, și habar n-am cât de bine țin gumele alea pe coborâre. Bine, și poate pune el crampoane fără nicio problemă, doar că nu se dă pe trasee de genul și atunci n-are niciun rost. Cred că mă întorc să n-aibă probleme acolo la bolovania aia. Sau mai nașpa de atât să fi greșit traseul. Că până aici sigur ar fi trebuit să ajungă. Că nu a fost foarte departe de mine. Ba, uite-l, că mă așteaptă. Ce-i baiu? Asta duce numai până la casa asta. Asta duce numai până la casa asta. Pe asta trebuie să merem. Eu te-am așteptat aici un pic mai sus. Nu m-am gândit că... Nici n-am văzut drumul ăsta. Nici n-am văzut drumul ăsta. Dă-i înainte. Opa! Ai de capul meu. Ce m-am crăcit. Au, 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 ce doare. Sper numai că drumul ăsta să nu ducă aici la cineva acasă și cred că exact aici duce, după cum se vede. Da, și nu-i bine. Nu știu dacă e bine. Eventual, dacă avem un drum la stânga, e ok, dacă nu, trebuie să ne întoarcem înapoi și aici e gard electric. Da, înapoi. Oare mere pe aici? Numai ceva fundătură să nu fie pe aici. Și nu cred că e bine. De fapt, cred că tot înainte trebuia. Tot înainte. Nu știu ce o să rezolvăm noi cu drumurile astea, dar nu par prea strălucite. Nici nu știu dacă are rost să urc. Băga mea și piciorul. Băi!
Du-te! Trebuia să mergi. Opa! Nu! Ai grijă! Vine, bă! Nu cred că e bine, așa-i? Nu cred că e bine. Nu știu, continuăm sau ne întoarcem? Habar n-am. Stai să văd cum e sus. Nu, nu. Atât. După cum se vede, merge destul de bine VRR-ul. VRR-ul fiind un motor dual sport și VRF-ul enduro. Și chiar și mie mi-ar place unul. Cel mai mult mi-ar place pentru fiabilitatea pe care o are. La al meu făcând schimbul de ulei la 15-20 de ore, asta ar însemna undeva la 700-1000 de kilometri, în timp ce el face schimbul de ulei la 3-4000. E o diferență enormă. Dar pe lângă diferența de fiabilitate, mai are și consumul redus, fiind pe injecție, atâta că turația e mult mai mică decât la VRF. Tocmai din cauza asta are și fiabilitatea așa mare. Și nu știu, nu știu ce să fac. M-ar tenta să-mi cumpăr unul pentru drumețiile astea mai lungi. Ce zici? O pica camera? Dar lasă așa, că se dă pe hintă. Ce zice VRR-ul de acest traseu minunat? Îi place? Cu alte gume și alte pinioane. Ce pinion e pe spate? 43. 43? Deci zici că dacă ai pune un 13 cu 51 și alte gume, ar merge mult mai lejer, nu? Da, ne-ai rupt toată viteza, că așa prinde 150, cu 51 mai mult de 110 nu e. Păi am eu prinde 130, 127 parcă. Da. Bine, aici contează foarte mult și stilul în care se dă. De exemplu, el, după ce o să facă permisul, o să se dea mai mult pe asfalt. Iar la cât se dă el pe enduro, enduro, de fapt touring, nu prea are avea nevoie nici de un alt kit de transmisie, nici de alte cauciucuri. Și merem pe unde am vrut să mă duc prima oară. Dar am crezut că o să găsesc ceva mai fain pe aici. Dar din păcate nu prea. Astăzi am ieșit doar la o ieșire lejeră, la o plimbare mai mult, pentru că la dimineața la 4 o să pun motorul pe remorcă și o să pornesc spre Sălciua, Dumnești, județ Alba sau Cluj, habar n-am ce județ e acolo. Și de curând i-am schimbat lanțul, plăcuțele, curățat filtrul de aer și altele și n-am apucat să mă dau cu el. Și înainte de a merge așa departe, am zis că neapărat trebuie să dau măcar o tură, ca să fie tot în regulă. Nu, trebuie să o luăm pe jos. Aici, cred că trebuie să deschidem poarta. Da, deschide și lui dacă vrea.
Stai că le iau eu. Închide tu poarta. Închide poarta că le iau eu. Bun, sigur. O zic că se întorc, să nu o închid. Nu știu ce să zic și nu prea i-aș zice nici la David că ne-am cam rătăcit. Deci eu ar cam trebui să trec pe celălalt deal. Mă uit un pic pe navigație, totuși, să nu ne distanțăm foarte tare. Mă uit. Stai că nu mă arată direcția în care trebuie să o luăm. E bine, suntem pe drumul cel bun. Deci trebuie să mergem mai în față și să o luăm pe un drum la dreapta, care n-ar trebui să fie foarte departe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curbe. No, înainte să dăm pe asfalt, ne oprim să iau camera. Dar mai avem până acolo grămadă. Vreo oră. Glumesc, nu chiar atâta, dar... Jumătate de oră mai avem până la asfalt. Hai. După ce am traversat o pădure, se pare că am ajuns destul de bine. Și cred că aici undeva ar trebui să fie dealul ăla pe care am urcat la început. Oricum nu cine știe ce clipul ăsta, mai mult așa, o plimbare scurtă. Eu aș merge în sus. După cum se vede, am cam ajuns bine. Uite drumul. Da, gata. Știu unde suntem. În mare parte. Atât. Hai că e super. Deja vin câinii. N-au ce face. N-au ce păzi acasă, numai să vină pe dealuri după noi. Se obosesc degeaba. Ce-ai, Baiu? Ce-ți trebă? Du-te, mă, de aici. Du-te de aici. Nebunilor. Dar ce v-am făcut, bă? Tu ce bă de aici? Hai de capul meu ce-o sărită la picior. David a luat-o direct pe asfalt. Îi dai? De ce? Mare. Cum să fie mare? Dă-că urc eu ca tău. Dă-că urc eu ca tău.
Îmi dai verea rusă, urc. Da. E viteză? Noi. Opa, am băgat în viteză de greșeală. N-are cum să nu meargă, că doar nu-i mare. Momentul adevărului. Numai să nu cad când de David omorul. Du-te, bă, că are forță. Are forță. Ce zici? Bă, mi-era și ca a doua, cred că numai... E vorba de viteză. E trage când e acolo mai sus. Da, da, da. Nu trage ca nu te-ai temut, că i-am dat. Nu. Și acolo nu i-a dat tare. Cred că o să mă înjure el pentru drumul ăsta. Gândiți-vă că nu are absolut nicio zgârietură pe motor. Una singură are pe aripa din față. Și vin eu și îl bag pe-ntot spine. Mă înjură el amudă numai. Dar nu-i cine știe ce pe aici. Niște crenguțe numai. Nu știu ce e aici, dar pare destul de interesant. Și văd că pe acolo pot să intru în ăsta și mă duc până sus. Hai să vedem dacă se poate. Dacă nu, pe el direct. Oba! Bă, că nu ești piciorul unei de spini, la mulți sunt. Ce? Stai unde te-ntorci. Dar nu contează, îl întorc direct acolo în mână. Nu, dar mi-e frică să nu se rupă, bă. Opa! Hai de capul meu! Ce-am făcut? Deja am emoții, bă! Ce zici?
Am încurcat-o. Da, cu spatele, îl întorc cu fața. Bă, faci o poză. Hai de capul meu, bă. Hai de capul meu. Bă, du-te, fă-mi o poză de jos. Du-te, fă-mi o poză de jos. Hai rapid. Bă, nu știu, dar dacă tot am făcut asta, măcar să am și niște poze. Numai că nu mă pot urca pe motor, ăsta e baiul. Gata. Nu știu de ce, dar parcă am impresia că am făcut pană. Ai de capul meu. Oi, dar prostă-s. Ai de capul meu, bă. În partea aia nu se mai ține absolut nimic. Mai avem un pic până sus.